Bine te-am găsit, draga mea urmăritoare, și în acest tutorial îți prezint modele de unghii de Crăciun. Și încep prin a folosi Paint Gel Light Blue de la Noblesse, alături de o pensulă limbă de pisică de la unghiifalseangro.ro. Aplic acest gel frumos în două straturi, uscându-l separat. Atenție, dacă îți faci o comandă de minim 100 de lei de la Noblesse, iar în secțiunea cod reducere voucher scrii codul Ionela, primești o reducere de 10%. Iar dacă pe unghiifalseangro.ro, de unde este pensula, îți faci o comandă, iar în secțiunea comentarii scrii codul Ionela, acolo unde îți finalizezi comanda, primești o reducere de 5%. Nu-i așa că e cool? Și mai ales că vine Black Friday în 15 noiembrie sau după această dată, este super tare, așa că fă-ți comenzi, pregătește-ți coșurile, pregătește-ți listele de cumpărături și pune-te pe comanda produse. Aici amestec gel 2-in-1 Polish Base de la Diamond Nails, care este bază și finish cu strat de dispersie, cu un gel alb, orice gel alb, nu contează, iar folosindu-mă de pensula Nail Art, tot de la Diamond Nails, încerc să creez niște lungulițe, nu contează că sunt fixe sau puțin crețe, strâmbe sau nearanjate, n-are importanță, vreau doar să creez aici niște urme albe. De asemenea, draga mea urmăritoare, dacă pe Diamond Nails îți faci o comandă de minim 100 de lei și în secțiunea comentarii, scrii codul Ionela, primești o reducere de 20%. Din păcate, Diamond Nails, din câte știu eu, nu sărbătoresc Black Friday, așadar ei nu vor avea reduceri, deci dacă dorești comenzi de la Diamond Nails, poți să le plasezi oricând, căci nu are importanță Black Friday pentru ei. După ce îmi voi crea aceste liniuțe, dungulițe, usuc la lampă și apoi urmează alt pas. Și anume voi veni cu top coat mat de la Buff, unde dacă respecti regulile ce le-am scris eu în secțiunea descriere a acestui tutorial sau de asemenea le găsești în primul comentariu fixat de mine, respectând acele reguli, poți primi o reducere de 10% și la Buff. Și ei respectă Black Friday și abia așteptăm să vedem cu ce surprize și cu ce reduceri ne așteaptă. Faceți comenzi și la ei, vi recomand din tot sufletul. Așadar, Buff, Noblesse, unghiifalseangro, Monli, Spectre, toate firmele astea de geluri pe care eu le iubesc o să folosească Black Friday, așa că folosiți-l și voi. Da, și după cum spuneam, aplic top mat de la Buff pe toată unghiuța. Nu știu de ce, am niște punctulețe negre în el sau pe pensulă, pentru că am văzut și la alte filmulețe că am pățit același lucru, dar nu-mi dau seama de unde vin aceste punctulețe. Și iată, cu o chestie ascuțită, cum ar fi în cazul de față o pensetă, încerc să elimin acele punctulețe sau scame, orice ați avea, dar nu le lăsați în model decât dacă, nu știu, e o excepție nesimțită, dacă știți că se acoperă și nu rămâne vizibil. Degresesc o dischetă îmbibată cu cleaner și urmează să fac un super model folosindu-mă de aceeași pensulă Nail Art de la Noblesse și gelul 3D White Gel tot de la Noblesse. Cred că am greșit, cred că am spus pensula de la Noblesse, însă scuză-mă, draga mea urmăritoare, nu asta am vrut să spun, pensula este de la Diamond Nails. Au și cei de la Noblesse o pensulă superbă, Nail Art, numai că la ei este numărul 2. Este puțin mai grosuță, mai bogată în fire. Eu o ador și pe aceea, însă o folosesc la alți pași în manicura tehnică. Ți-o recomand cu cel mai mare drag și pe aceea. Poți să pictezi și cu ea, însă nu vei face așa linii subțiri.
Dacă totuși comanzi acea pensulă de la Noblesse, comandă-o cu toate, în setul de toate trei, pentru că este mult mai avantajos la preț să le comanzi pe toate trei. Nu de alta, dar eu ador pensula limbă de pisică de la Noblesse. Și deci, cum spuneam, folosim gelul 3 de White, tot de la Noblesse, care deocamdată e unic ca și, nu știu, număr favorit din punctul meu de vedere, alt gel care să stea atât de ridicat și atât de strong, să nu se mai miște de acolo decât dacă îl atingi, nu am întâlnit încă și mai ales acum că urmează sezonul de iarnă, o să-l folosesc din plin. 5 grame, pur și simplu mi ajung foarte mult, foarte multă perioadă, foarte mult timp, însă se consumă din ce în ce mai mult pentru că îl folosesc pe timp de iarnă foarte des la modelele acestea de unghiuțe de Crăciun. Tu cum te pregătești, draga mea, urmăritoare pentru clientele tale să le surprinzi cu modele de unghiuțe de Crăciun? Ai exersat puțin modele de Crăciun? Dacă vrei să vezi mai multe modele de Crăciun, te aștept pe canalul meu Patreon, unde postez cursuri de manicură online. Acest canal are mai multe nivele, și anume 3 nivele în acest moment, 3 nivele de abonament. Unul și cel mai avantajos se numește Întreținere, apoi mediu este Crăciun și cel mai micuț, să-i zic așa, este diverse, așa se numește, diverse. Draga mea urmăritoare, îți recomand cu căldură și cu încredere să te înscrii și tu să te abonezi la nivelul de întreținere, fiind cel mai avantajos, plătind un singur preț, ai acces la toate trei nivelele, mai ales la Crăciun, care durează până în 31 a 12 a 2000 19, pentru că e clar, el fiind cu modele de Crăciun, nu are cum să dureze mai mult. Și acces nelimitat la diverse. Însă, dacă te abonezi doar la cel de Crăciun, ai acces nelimitat pe perioada nivelului Crăciun la diverse. Sper că m-am făcut înțeleasă, însă dacă ceva nu ai înțeles, găsești explicat în secțiunea descriere acestui videoclip sau în fixat în primul comentariu lăsat de mine sub acest videoclip. Așadar, hurry, 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 grăbește-te, înscrie-te acum, nu de alta, însă la nivelul de întreținere. Locurile sunt limitate la 40 de persoane, însă în momentul de față mai sunt doar 19 locuri, mai puțin de jumătate, așa că grăbește-te și o mare surpriză, cine se înscrie la nivelul de întreținere până la sfârșitul anului, în data de 1 ianuarie 2020, va intra într-o tombolă ce are ca premiu 5 premii de fapt, sau pentru 5 cursante, da, se vor extrage 5 persoane ce vor primi câte o ședință gratuită în privat cu mine, care durează între minim o oră și 3 ore, în care poți să mă întrebi, draga mea, urmăritoare și viitoare cursantă, tot ce vrei tu legat de manicură, de unghii tehnice. Nu mă deranjează dacă mă întreb și câți ani am, dar în principiu despre unghii va fi acea ședință în privat cu mine. Nu-i așa că e tare? Cred că e super tare asta, pentru că în ultima perioadă foarte multe persoane intră în privat cu mine și mă întreabă diverse lucruri legate de manicură, de unghii tehnice și eu în ultima perioadă încerc să refuz politicos să răspund la aceste întrebări, deoarece alte persoane plătesc bănuți pentru a afla răspunsurile acestor întrebări și atunci mi se pare puțin incorrect față de ele ca celorlalte persoane să le răspund gratuit. Și uite, din cauza asta m-am gândit la acest premiu, și anume 5 cursante de pe Patreon să primească câte o ședință gratuită cu mine, în privat, de 3 ore, în care să mă poți întreba
tot ce vrei tu despre unghii tehnice. Și dacă te-ai înscris sau te vei înscrie începând de acum sau de mâine, nu e târziu niciodată, pregătește-ți o listă lungă să ai ce să mă întrebi, tot ceea ce știi tu că nu ai înțeles încă sau nu știi cum se face în domeniul unghiilor tehnice, scrie pe o foaie și când vei afla că ești fericită câștigătoare, una dintre cele 5, să poți să mă întrebi tot ce vrei tu în acea ședință. Acea ședință o voi oferi între 15 ianuarie și 15 martie 2020. Am pus aceste date ca să nu săriți pe mine, să zic așa, păi hei, când ne faci odată ședința aia, păi hai, te rog, aștept, că nu știu ce. Mi-am pus regula asta ca să nu săriți pe mine și deci între 15 ianuarie și 15 martie vom planifica împreună acea ședință și cu siguranță veți fi foarte fericite, cele 5, da, cele 5 care vă aflați, care veți fi câștigătoare din tombola respectivă. Draga mea urmăritoare, sper că îți place acest model, acest tips, da, care eu l-am făcut aici pentru tine, să-ți arăt un model frumos. Nu am mai văzut la nimeni să-l producă așa. Am încercat să creez unele modele și unicat și unele recunosc copiate de pe Pinterest, însă, bineînțeles, făcute by me, made by me, cu produsele mele și oricum, eu consider că arată foarte frumos. Aici, pe YouTube, am încercat să selectez din videoclipurile pregătite pentru anul acesta modelele cele mai simple, iar, cum spuneam, pe Patreon, modelele mai complicate. Așadar, dacă nu te interesează neapărat modelele de Crăciun și consider că nu are rost să te înscrii la cursurile online pentru acest motiv, cu siguranță pentru motivul câștigului, da, tombolei din 1 ianuarie sau pentru faptul că înveți totul absolut legat de întreținere, eu cred că acesta este un motiv important să te înscrii în acest nivel de întreținere. Cum spuneam, ai link în descriere sau în primul comentariu fixat de mine, dă o fugă până acolo și vezi despre ce este vorba, cât costă abonamentul. Eu zic că nu e mult și abia aștept să ne vedem acolo, să fim în privat pe acea platformă, să putem discuta mai multe legate de unghiuțe. După ce am terminat de făcut pictura și am uscat acest gel 3D White Gel de la Noblesse în lampă, îl degresesc cu o dischetă îmbibată în cleaner și gata, iată modelul meu din acest tutorial de unghii cu gel modele de Crăciun. Te pup, draga mea urmăritoare, și până data viitoare, încearcă deja să simți energia Crăciunului, atmosfera frumoasă, zâmbește și pregătește-te pentru clientele tale să fii pură și cu modele frumoase de Crăciun. Te pup, draga mea! Pupici, 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 pupicei, 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 pupicei!